Sănătate, prieteni, ziua bună tuturor celor care urmăriți postările cu agricultura organică. Suntem în solarul de roșii. Mulțumim lui Dumnezeu că a turnat bine cuvântare. M-a întrebat cineva de ună zi, trebuie să fi pus tu ceva la rădăcina lor de s-au făcut atât de mari. Eu cred că Dumnezeu a binecuvântat, ne rugăm când plantăm și semințele și răsadul, dincolo de toate, mila lui Dumnezeu care face să crească orice. S-au făcut roșii foarte mari, avem două soiuri, sunt amestecate pe aici, Lacrima Fecioarei cele mai multe și am pus și un alt soi foarte mare și acestea, tot din linia inimă de bou, din această formă mai lunguiață, așa, ca și inima, dar roz și inima și Lacrima Fecioarei sunt roșiile. S-au făcut foarte mari, de la 500 de grame până la 1 kg și ceva roșia. Cred că acum o să cântărim 2-3 babane care vor bătea recordul. Sunt gustoase, cărnoase, foarte puține semințe, o roșie de-abia o mănânci. Și vă recomand celor care vreți să cumpărați semințe, dați pe Google căutare. Eu nu vând semințe, nu am timp nici pentru mine să le recoltez prea multe. La câte cerințe am, n-aș putea să fac față. Dar găsiți la prețuri foarte, foarte ieftine, la mai mulți vânzători pe online. Dați roșii Lacrima Fecioarei sau roșii Dar Roz și cumpărați, faceți comandă. Avem aici o babană, priviți cât e de mare, sunt stropite doar cu zeamă bordeleză, cu ceva drojdie de bere, am să vorbesc într-o altă postare, și de două ori cu Crop Max, un vitaminizant natural olandez. Desigur, cotorul este extrem de greu ca să țină vlășgana aceasta. Priviți cât este, este imensă, punguța, rog să o băgăm la încet că trece prin punguță, și acum cântarul. Cât este? 1900, 1 kg 900, adică aproape 2 kg. Dacă vreți să cumpărați 1 kg, îmi pare rău, trebuie să vă dau doar o jumătate de roșii. Dar nu vindem. Mai dăm la prieteni, facem mai mult decât ne trebuie. Cred că este record mondial. 1 kg 900, eu credeam că are vreo 1500, 1600, dar a bătut recordul. 1900. Să o puneți pe tavă, te rog. Să mergem să mai depistăm încă o gogomană. Desigur, pe jos pe aici sunt o grămadă de roșii mari. Rog cameramanul să le surprindă, și acolo sunt aproape de coacere. Și aici, uitați ce vlășgănuță, băbânelele. 1900, da, mai am încă una aici. Asta este mai micuță, dar e frumușică, am să iau și pe aceasta, așa, e drăguță, e mai micuță, o punem și pe aceasta pe tăviță, nu o cântărim pe asta, că avem deja încă una mai mare decât ea. Imediat o să depistez și pe următoarea vlășgancă, aici. Îl rog pe Dani să vină aici. Este jos aici la pământ, a tras lujerul. Priviți cât a exemplarul. Uitați ce cotor are. Mă înspăimântă. Uitați ce cotor are. Ce ziceți? Să-mi bag, de-abia o pot ține cu o mână, mi-e frică că o scap. Bilea! Cât capul meu!
felii ca de pepene verde, să o băgăm la cântar. Și asta trebuie să aibă la 1,77. Un pic mai puțin, 1,770. Oricum peste 1,5 kg. Două împreună, cele două ar însemna 1,700 cu 1,900. 3 kg 670 de grame. 3 kg mai mult de 3,5 kg împreună. Le puteți pune pe tavă. Mai avem încă una aici, să o recoltăm și pe ea, o babanuță. Rog pe Dani să vină, asta este împărțită în două. A crescut ca două roșii, s-a împărțit în două, este de pe același. Așa. Este grea și asta, are și ea un 1,500 sigur. Ia să o vedem și pe aceasta cât are. Apă și ca. Un pic mai. Deci oricum peste 1,5 kg, cea mai mare fiind 1,900 kg. Întoarce pe asta, te rog. Aici, oulu! Credeți-mă că e chiar greu. Cele patru roșii asta a bătut recordul, e chiar grea. O simt la mână, mai grea decât toate. 1,900, 1,700 și ceva. Observați, una e mai roșiatică, una e mai rozalie. Și ăștia sunt o rozalie. Și ăștia peste 1,500 kg împreună. Deci avem 1,500, 1,500, 1,700 și ceva, 1,900. Ceea ce înseamnă că sunt aici vreo 6 kg de roșii, 4 roșii. Da, sunt grozave. Record mondial! Nu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui. Agricultura chiar este plină de bucurie. Un hobby, o pasiune extraordinară și în același timp, dincolo de pasiune, este o întreprindere strict necesară să învățăm în aceste timpuri în care mâncarea e otrăvită. Când mă gândesc că sunt plantate organic, că nu sunt stimulate cu nimic chimic, sunt bucuros, o mănânc, are un gust extraordinar, știu că are proprietăți nutritive, știu că îmi face foarte bine. De aceea încerc prin postări diferite să atrag atenția, să trezesc interesul, să dezvolt pasiuni și în alții. Atât că mă pricep, da? Mulțumim lui Dumnezeu, suntem răsplătiți din belșug mai mult decât muncim, bineînțeles, cu atâta bucurie. Va trebui să le strângem și să facem, să le băgăm la borcane, să facem bulion, să facem roșii, bucăți băgate la bain marin și vom avea o recoltă binecuvântată anul ăsta. Deci nu uitați, lacrimile fecioarei și dar roz, două soiuri bulgărești foarte bune, sunt și soiuri românești destul de mari și mai sunt și alte soiuri bulgărești, tot gigant, tip gigant. Sănătate și toate cele bune, dragi prieteni!